Roxana Buzețelu. Sunt fondatoarea comunității Micile Bucurii, comunitate care discutăm despre sustenabilitate. Am înființat comunitatea acum 2 ani de zile, iar până în clipa de față ne-am strâns 4500 de persoane pasionate de sustenabilitate. Discutăm despre soluții și despre problemele de mediu, dar și despre soluțiile pe care putem să le abordăm în viața noastră. Numele meu e Adriana Miclescu. Sunt fiica scriitoare Marta Miclescu și suntem aici pe locul creat de ea și casa construită de ea acum 40 de ani și mai bine, unde a avut loc astăzi o premieră acum la sfârșit de toamnă. Sunt extrem de bucuroasă, de emoționată, de încântată de ce s-a petrecut aici și sper să fie asta într-adevăr un prim pas așa către ce se va întâmpla aici în viitor. Poate creăm o mică comunitate, care un nucleu așa de unde să trimitem raze mai departe de lumină și de creativitate, de iubire, căci de asta e nevoie în lumea asta acum. Mă numesc George Gălățeanu. Pe Facebook sunt găsit Ouroboros George. Ouroboros este acest simbol de pe emblemă, un șarpe care își înghite propria coadă. În alchimia veche înseamnă oul primordial sau începutul tuturor lucrurilor. Toate lucrurile au un început, așa cum a avut astăzi acest eveniment alături de oameni minunați și copiii jucăuși. Sunt Crina, mă joc cu lutul de peste 10 ani și cu copiii și adulții, tot cam de atâta. Și e o mare pasiune de-a mea. Am făcut astăzi cu copiii un atelier de modelaj pe tema cum scriau oamenii înainte de inventarea hârtiei pe tăblițe de lut și am gândit, eu lucrez fără roata olarului, sunt ceramist, am specializare în asta și îmi place să lucrez cu lutul prin metode arhaice, prin tehnica șnurului care se folosea, de exemplu, la vasele tip cucuteni, prin plăci, prin alte metode care se folosesc și în sculptură și am vrut să aduc puțin în contemporaneitate contactul ăsta nemediat cu natura. Am folosit pământ alb ca să semene un pic cu hârtia și copiii s-au distrat desenând cu diferite, nu știu, bețe, ace, lăsând urme în lut. Le-a plăcut destul de mult, cred. Bună! Eu sunt Teia, de la Yoga cu Teia. Îmi pare bine să te cunosc. Practic yoga de când s-a născut fetița mea, de acum 6 ani de zile și de atunci am trecut prin cursuri de yoga pentru adulți, cursuri de yoga pentru copii. Sunt și pe partea de terapeut holistic, în care țin sesiuni de meditații ghidate, călătorii interioare de vindecare și tot ceea ce are nevoie un om pentru a se regăsi pe sine și a-și găsi bucuria interioară, astfel încât să fie fericit în tot ceea ce face. Și mă numesc Iancu Iuliana și sunt biochimist. Am studiat plantele medicinale și am creat împreună cu fiica mea produse cosmetice pentru trup și suflet, le spunem noi, încercând să protejăm natura, ne cultivăm propriile noastre plante pe care le transformăm în produse cosmetice. Folosim apa alcalină, o apă alcalină cu proprietăți extraordinare, cu ajutorul căreia reușim să extragem principii active în cantități destul de mari, astfel încât produsul pe care îl facem să fie proaspăt și foarte bun pentru piele. Folosim plantele pe care le cultivăm, aproximativ 156 de plante, numai în produsele noastre cosmetice. Plantele sunt cultivate de noi în regim ecologic, adică folosim pentru cultivarea lor doar fertilizatori vegetali obținuți pe bază de alte plante. Evenimentul de astăzi pentru mine este o experiență foarte frumoasă, pentru că a fost un eveniment deosebit, ținând cont că ne face legătura între om, societate și natură.
Consider că doar unindu-ne cu un scop bine definit putem să facem niște lucruri grozave. Evenimentul de azi este, să zic așa, evenimentul de lansare pentru mai multe workshop-uri ce vor atinge mai multe teme din area sustenabilității. Astăzi, de exemplu, am avut un atelier de permacultură la grădina din Florești. Pe urmă ne-am adunat la Casa de Creație Marta Miclescu din Breaza, unde am co-creat un eveniment cu ateliere de yoga, cu ateliere pentru copii. Copiii au modelat în lut tablițe din lut tablițe pe care au putut scrie. Toată mâncarea a fost pe conceptul Farm to Table. Pe lângă asta am atras alături de noi afaceri locale, afaceri cu oameni pasionați de mediu, care au produse cu impact scăzut asupra mediului, cum ar fi siropurile de la din Eden, care sunt făcute în zona Polovraci, din soc cules din munte, din zmeură culeasă local. Am avut spread-uri de unturi din oleaginoase, am avut și lapte de caju, am încercat să... De exemplu, mâncarea este unul dintre lucrurile care poluează cel mai mult, felul în care consumăm mâncare, pentru că este vorba despre industrial farming, pentru că suntem obișnuiți să mâncăm doar carne, mai ales noi românii, cred că suntem foarte concentrați pe ideea de mici și carne. Așa că pe lângă brânzică am încercat să vedem ce înseamnă să fii și vegan. Nu sunt o persoană vegană, dar cochetez cu ideea, sunt deschisă să testez. Până la urmă, cred că despre asta a fost și tot workshop-ul de astăzi. Să testăm ce înseamnă să faci yoga, ce înseamnă permacultura, ce înseamnă să mănânci vegan. Am avut și mașini de la CityLink. Am vrut pentru cei care nu puteau să se deplaseze cu mașina sau nu aveau mașină personală sau în contextul actual cu trenul putea să li se pară riscant, plus faptul că o mașină elimină foarte mult CO2 și această opțiune de mașini hibride, am zis să testeze lumea să vadă ce înseamnă o mașină hibridă.